Oameni buni, astăzi se împlinesc 25 de ani de când Mihai Leu devenea primul român din istorie campion mondial la box profesionist. Ei bine, colega mea, Alexandra Goga, a vorbit cu el despre viață, carieră și cele trei mari iubiri ale sale. Familia, boxul și raliurile. Vedem materialul și apoi îl primim pe Mihai Leu aici în platou la un pahar de șampanie. Priviți! Asta a fost un salut, da? Așa. Normal, așa se face, fiindcă întotdeauna în ringul de box este important să-ți respecti adversarul. Bineînțeles, asta nu înseamnă că îl și ierți, dar... Am înțeles, ok. Cum au fost acele momente când dumneavoastră ați fost numit campion mondial la box profesionist? Bine, în primul rând, nu știu, mi s-a părut... mi-am dorit asta, nu știu dacă toată viața, fiindcă, sincer, atunci când m-am apucat de box, aveam 9 ani, nici măcar nu... visam sau nu îmi trecea prin cap că voi putea să ajung vreodată campion mondial la profesioniști. Și sincer vă spun, nici măcar nu am realizat, nu știu, cât de mult așteptau oamenii din România acest meci. Adică pentru mine a fost cea mai frumoasă surpriză după acel meci să aud, nu știu, că au fost atât de mulți oameni care s-au uitat la acest meci. La un moment dat, ați venit de la un meci din Cuba, ați avut o surpriză în granită și ați dorit să scăpați cumva de România atunci. Neplăcută. Da. Da, venind bine. În Cuba am fost la campionatul mondial de juniori și am devenit, împreună cu Francis Vaștag, am devenit amândoi campion mondial. Bineînțeles că noi acolo, bine, bani nu prea aveam, dar ne-am vândut echipamentele și ne-am cumpărat fiecare câte două casetofoane. Și am avut neplăcuta surpriză pe aeroportul Otopeni, acele casetofoane să ne fie confiscate. Și ați plecat? Chiar am plecat, da. Și v-ați oprit tocmai în Grecia prima dată, nu? Am fost în Grecia la Balcaniadă și acolo am decis să nu mă mai întorc. Practic, și vă dați seama că nu m-a lăsat nimeni să trec dintr-o țară în alta cu buletin sau cu legitimație de boxer. Și atunci am ajuns din Grecia până în Franța. Țelul meu a fost prima dată să ajung în Franța, fiindcă mă cunoșteam destul de bine cu antrenorul național al Franței. Și am ascuns într-un tir, am stat într-o ladă 36 de ore, că în viață orice, dacă îți dorești, poți să realizezi. Și asta a fost totdeauna, nu știu, dorința mea și a fost... cumva, nu știu, m-am ghidat după asta. Eu m-am ținut puțin de vorbă. M-am ținut de vorbă și n-am mai boxat. Mi-a fost frică. Cine v-a pus prima oară mănușile în mână? Bine, prima dată am primit o pereche de mănuși de box. Aveam 6 ani, cred că atât. Și, să zic, mai dădeam cu ele. Părinții mei lucrau la un restaurant în Reșița. Și mai dădeam acolo cu mănușile în perete, mai... Care a fost cel mai greu moment? Bine, de boxeor? Cred că cel în care v-ați accidentat? A, bine, asta, spre exemplu, bine, dar asta cumva, nu știu cum să zic, asta a fost finalul și m-a durut extraordinar de mult. Adică, sincer, cred că o săptămână de zile n-am putut să dorm, am ajuns, luam somnifere, tot nu puteam să dorm. Fiindcă ajunsesem cumva, nu știu, acolo unde mi-am dorit, unde am visat, pentru ce am muncit și dintr-o dată vezi că se termină totul. Mulți o știu pe soția dumneavoastră care este de 3 decenii, aproape peste 3 decenii alături de 31 de ani. Știu că v-ați cunoscut într-un restaurant. Am văzut-o prima dată pe Ana, am vorbit câteva minute cu ea, mă rog, am rugat pe cineva să-mi facă cunoștință cu Ana. Am stat puțin de vorbă și am zis fetei antrenorului meu, i-am zis, asta va fi soția mea. Sincer, a fost foarte greu să o conving să iasă cu mine, dar până la urmă am reușit.
Iată, oameni buni, la un sfert de secol de la momentul în care câștiga centura WBO la categoria semi-mijlocie, campionul Mihai Leu este acum. Imediat vă spunem cum se numește centura exact. Mihai Leu! Salut, Mihai! Felicitări pentru cei 25 de ani împliniți astăzi. Erau bine să fi trecut mai puțin. Da, dar 25 de ani e valoroși pentru tine. Spune cum se numește centura exact. Întotdeauna am avut probleme cu pronunția asta. Sunt patru versiuni mari în boxul profesionist. Da. Una dintre ele la care am devenit eu campion mondial, World Boxing Organization, deci WBO, să zicem. Ok, perfect. Am zis perfect, chiar m-am descurcat bine. Am pus un pahar de șampanie pe stilul nostru. E ceai în pahare de șampanie, să știi, bine. Asta spun și pentru tine și pentru telespectatori. Te să rog ei un loc. Deci, avem două centuri aici. Una este cea de campion mondial acum 25 de ani, primul român. Da. Iar cealaltă ai câștigat-o cu 2 ani înainte, nu? Prima este titlul, asta e, cu 2 ani înainte. Titlul intercontinental. Da, mamă, pe care l-am ținut câștigat, cred că 1 mai sau 1 aprilie 1995. Aici ai bătut un american la intercontinental, un american, da. Și aici, când ai câștigat această centură mega importantă, un aici titlul mondial, un panamez, da. Bine, spre exemplu, cu americanul, din punct de vedere tehnic, am făcut un meci mult mai bun. Cu panamezul avea și un stil foarte urât de box. Eu am avut și problema la brațul stâng și a fost un meci foarte greu, dar pe mine, spre exemplu, noi eram obișnuiți din perioada în care eram în România, totdeauna după fiecare meci să facem o analiză, cum am boxat. Nu ajungea doar că noi ai câștigat. Noi suntem pe analize fierți, adică uite și noi începem acum analize pe Survivor, adică... Da, da, să știi, Cătălin, că era foarte important, fiindcă tu știai pentru meciul următor ce trebuie să-ți îmbunătățești, ce ai făcut. Și din punct de vedere tehnic, bine că am avut și probleme medicale, dar n-a fost un meci bun al meu. Dar, nu știu, cred că voința mea și dorința de a câștiga au suplinit... Cât de important e ce spui, voința și dorința, câteodată poți să facă mai mult decât o treabă tehnică sau... Da, așa este, cred cu tărie în asta, fiindcă ți-am zis, din punct de vedere tehnic, nu a fost un meci foarte bun al meu. Nu știu dacă imaginile sunt din meciul respectiv. Ba da, cu Santiago Samaniego. Da, astea sunt imaginile din meciul respectiv. Bine, și el avea un stil foarte urât de box, era foarte puternic, dar nu un boxer. Dar și îl ți-a ridicat ca și cum ar fi câștigat el, nu? Bine, meciul a fost foarte strâns, chiar dacă diferența la puncte a fost destul de mare, fiindcă fiecare repriză se judecă în parte. Eu cred că am câștigat așa la diferență de 2-3 reprize. Dar știi ce vreau să te întreb? Acolo, uite, cine-i soția, nu? Da, da, da. Și a venit și ți-a... Bine, ea a fost... Nu știi dacă ai câștigat meciul, nu știi nimic. Nu, chiar să știi, deci eu am aflat că am devenit câștigat. Bine, sincer, dacă spun, a fost un meci atât de greu, când a bătut gongul, m-am bucurat că s-a terminat. Deci, sincer... Ce tare, am zis că s-a făcut piele de gâine. Da. Deci când a terminat gongul, a zis, Doamne, bine că s-a terminat. Da. Sincer, nu știam dacă am câștigat sau nu în secunda aia. Dar atunci soția s-a dus, mă rog, există o masă unde stă observatorul de la World Boxing Organization și care are punctajul de la fiecare repriză notat. A văzut și mi-a strigat exact așa, bine, ea este italiancă și normal, amore, ești campion mondial. Alea, să zic, au fost primele cuvinte care le-am auzit după ce s-a terminat meciul. Atunci am știut că am câștigat și atunci cumva... Nu știu, m-am liniștit, da. Perfect. Acolo e medalia. Da, asta este medalia. Campion mondial. Bine, puțin este... La juniori. Da, în 1987. Asta în e prima Cuba. Medalie. Da. Prima medalie importantă. 35 înainte... de ani. Păi, da, din 87. Deci da. 35 de ani de la prima medalie câștigată de Mihai Leu și 25 de ani de la titlul mondial. Da. Să știi că avem spectatori aici. Cristi Mitrea, și el luptător, a zis bine. Că vrea să stea în primul rând și a zis, bă, pot să fac și o poză cu Mihai Leu, că e legendă. Dar după de face... Vine să mă ridic în picioare, mi-e rușine să stau jos când vorbesc cu dânsul. Și el făcând sport și de asemenea te apreciază foarte tare și mi se pare mulțumesc, super. Mulțumesc, mulțumesc, îmi face plăcere. Ia uite-te aici, campion mondial la juniori, acum 35 de ani și apoi campion mondial la... Profesioniști. Profesioniști. Băi, ești tare, băi, Mihai.
Mulțumesc. Povesteam că ne-am întâlnit, cred că acum vreo, calculam noi, prin 2005, când am venit la raliul la Deva, cu tine acolo. Da. Și ce repede a trecut timpul, pentru că n-a fost suficient că ai devenit campion mondial și ai câștigat tot ce îți putea la box, ai vrut să încerci lucrul ăsta și la raliu și ai câștigat și la raliu. Cătălin, sincer, mi-a plăcut mult mai mult boxul și cred că dacă nu aveam accidentarea, probabil că nu aș fi ajuns la raliuri, fiindcă în mod sigur aș mai fi boxat încă, nu știu, 2, 3, 4 ani și probabil că nu m-aș mai fi apucat de raliuri. Dar cred întotdeauna că viața cumva te duce în anumite direcții de nici nu-ți dai seama. Exact. Și ce mă bucur, cred că am reușit și a fost important pentru mine, datorită curselor de mașini, am trecut mult mai ușor pentru, să zic, față de despărțirea de box. Pentru că tot adrenalină, tot tensiune mare. Da, nu știu dacă adrenalina, dar sunt două sporturi care sunt pe locul 1 și 2. Boxul pe 1, automobilismul pe 2. Știi, astea au fost momentele frumoase, dar ai avut și momente mai de cumpăn în viața ta. Și îmi povesteai ceva mai devreme, pe pauza publicitară, că sportul te-a educat pe tine încât niciodată să nu vezi o problemă și să orice problemă și de sănătate, pentru că au fost niște probleme destul de dure de sănătate pe care le-ai avut când ai auzit, ai trecut peste ele pentru că mintea ta e făcută în așa fel, datorită competițiilor, să depășească, să te ridici, să mergi mai departe. Eu cred, Cătălin, și de asta și eu recomand sincer tuturor părinților să-și îndrepte copiii către sport. Eu cred, am și vorbit cu mai mulți sportivi, deci nu sunt singur, nu sunt o excepție. Dar cred că așa te formează sportul de mic, să nu vezi, nu știu cum să zic eu, deci tu dacă muncești, dacă faci ceea ce trebuie. Normal că sunt obstacole, dar trebuie să treci peste ele, nu este niciun obstacol de netrecut. Dar la tine obstacolul ăsta cu probleme de sănătate mi s-a părut la un moment dat când am citit... Dar atât de puternic ești, încât tu nici nu ai simțit, pe tine nu te afecta mental să auzi că ai problemele astea de sănătate. Ai mers mai departe. Da, n-am crezut. Sincer, niciodată. Bine, am și avut noroc, sincer, adică domnul profesor Irinel Popescu este cel care s-a ocupat așa tot timpul de mine și dânsul, soția mea chiar spune că semănăm puțin așa. De când i-am spus ce probleme am, mi-a zis, nicio problemă, eu vă fac 100% bine. Și asta mi-a dat încredere și am zis, ok, n-are ce să se întâmple, sunt... El e, mă, campion, Mihai Leu. Fii atent, vreau să te uiți un pic aici, că am ceva mesaje pentru tine și vreau să le vezi. Dragă Mihai, vreau să te felicit. Au trecut 25 ani de când ai câștigat prima centură a boxului românesc la profesioniști. Pentru noi ai fost un deschizător de drumuri. Vreau să te felicit. Sunt onorat că sunt prietenul tău și îți urez mult succes în tot ceea ce faci. Os! Mihai, cu ocazia celor 25 de ani de când ai ieșit campion mondial, primul campion mondial, vreau să te felicit. Vreau să spun că m-ai inspirat, ești una dintre persoanele care m-a inspirat să mă apuc de acest sport. Îți sărbătoresc cei 25 de ani în sala de sport. Îți urez succes în continuare în tot ceea ce faci și... Mihai, mă bucur că sunt unul dintre persoanele care au fost aproape de tine atunci când ai avut nevoie. Am avut noroc unul cu altul, care este primul meu campion al Germaniei, în 1989. În mândru de tine, de realizările tale profesionale și familiare și economice, să-ți dăm o sănătate, te felicit pentru cei 20 de ani de când ai ieșit campion mondial. Iubirea mea, astăzi sunt 25 de ani de când ai devenit campion mondial. Vreau să spun că te iubesc. Ții minte că am fost prima care te-a spus că ai castigat? Te amo. Mulțumesc frumos, chiar... Deci, mulțumesc mult. Și fost un antrenor. Da. Te-ai emoționat. Și da, seama, Moroșanu sunt... și Beni, băi, n-ai fost deschizător de drumuri, știi? Adică l-am văzut și pe Cristi aici, și el sportiv și luptător, la fel foarte, mamă, Mihai Leu, legendă. O, știu dacă, mulțumesc mult. Sincer, nu știu, am făcut așa, să zic, ce mi-am dorit. Am muncit și asta, cred întotdeauna cu tărie, că dacă îți dorești ceva și muncești, trebuie să reușești până la urmă. Bineînțeles că... Știi, mă gândeam, Eustațiu Mărgărit este antrenorul care m-a format ca și boxer, dar din păcate a murit.
și îmi spunea întotdeauna, seara când mă pun în pat, îmi puneam muzica preferată și visam. Eram copil încă, nu știu, 13, 14 ani, 15 ani, dar visam cum devin campion, cum câștig meciuri, cum. E, dar după toate astea, a doua zi dimineață la 6 mă trezeam și mergeam la alergare. Și psihicul este foarte important, dar nu ajunge, trebuie întotdeauna să muncești foarte mult pentru asta. Și oamenii și prieteniile care s-au legat așa în toți anii ăștia, și pentru mine sunt o mare bucurie, adică și pentru mine, să zic, și Cătălin este un sportiv extraordinar. Beni tot așa când are meciuri, ești acolo. Psihic sunt alături. Am zis că aș merge o dată în Olanda, fiindcă am un prieten foarte bun acolo, un fost boxer, a fost campion european, vicecampion mondial, olimpic, și aș vrea să-l vizitez și chiar ar fi, să zic așa, un moment frumos. Superb. Da? Și ce vrea să ne întreb? Marco, ce face? Băiatul tău câți ani are acum? Hai, Cătălin, 28 de ani. Hai, 28 de ani. Și el e cu sporturile, dar el e mai mult cu sporturile de iarnă? Da, este, practic, aproape toată iarna este cu snowboardul. Acum are, la sfârșitul săptămânii, are și concurs. El s-a făcut instructor de snowboard, îi place foarte mult. În perioada de vară merge cu bicicleta, tot așa merge și la concursuri, dar lucrăm împreună la proiectele pe care le avem, adică organizăm împreună cursele de mașini pe care le facem și el este foarte dedicat, foarte, adică să zic sincer, cam el duce greu. Perfect, Marco, te salutăm și baftă la cursele de mașini și să știi că de asta stăteam la început în picioare, pentru că am aici un cadou pentru tine astăzi când se împlinesc 25 de ani de la această centură de când ai fost campion mondial. Am un tor, dar fii atent, aici am încercat să fie, aici ești tu când ai ridicat centura. Da, mulțumesc mult. Deci aici ești tu când ai ridicat centura, acum 25 de ani. Hai, Cătălin, îți mulțumesc din tot sufletul, chiar e o zi foarte frumoasă, îți mulțumesc mult de tot. Să știi că mulțumim mult de tot și îți dorim tot binele din lume. Mihai Leu, legendă. Mulțumesc mult și eu vă mulțumesc mult de tot. Și salutări acasă. Ana, te pupăm. Marco, te salutăm. Salutăm toată familia. E legendă. Să știi, Cătălin, că vreau să spun sincer, titlul mondial de box este o mare realizare, dar să știi că, îți spun sincer, pentru mine familia este cea mai importantă realizare, fiindcă m-au ajutat și Marco și Ana să devin campion mondial, practic am reușit împreună. Ce frumos! Ce frumos! Asta e adevărul. El este legenda Mihai Leu. Căutați-l pe Instagram, pe Facebook, mergeți să-l vedeți la curse și vedeți ce lucruri senzaționale face.